ocazia sărbătorilor frumoase care încheie acest an mai puțin frumos, aș dori să urez tuturor sărbători luminoase, sărbători frumoase și pline de iubire în familie. Acum și situația ne obligă să rămânem mai mult acasă și să purtăm măști când ieșim, dar speranța noastră este și suntem ferm convinși că 2021 va arunca această mască urâtă pe care trebuie să o purtăm și va fi mai luminos, va fi salvat și revigorat după pandemia care s-a abătut asupra noastră, unde am avut pierderi, unde ne-am plâns prieteni, colegi, dar am avut un an frumos, am avut un an bun, s-au și născut prieteni, s-au și născut copii mulți. Ne dorim ca ei să crească în liniște, în pace, în iubire și într-o viață mai bună. Că cam acesta este rostul Consiliului Județean, să facă mai bună, cât se poate, viața în acest cadru al locuitorilor județului Cluj și ne zbatem cu posibilitățile pe care le avem în fiecare zi să facem acest lucru. Vom încerca împreună cu dumneavoastră, împreună cu toții, cu prietenii, cu mai puțin prieteni, vom încerca să trăim frumos în această grădina Maicii Domnului, cum a spus-o Sfântul Părinte, și să ne bucurăm. Asta este cel mai important. Liniștea interioară, pacea și bucuria. Bucuria de a trăi clipa de astăzi, bucuria a tot ce este frumos, de la o floare până la un sunet, până la un brăduț frumos sau la o colindă, de ce nu? Trebuie să ne putem bucura de ce avem, să nu ne plângem toată ziua de ceea ce vremelnic probabil am pierdut, cum a fost acest an, că mi-am pierdut fețele puțin, dar să ne bucurăm că am rezistat, să ne bucurăm că îi avem pe cei dragi în jurul nostru, să ne bucurăm de ce este bun. În această speranță doresc tuturor un an nou mai fericit, un an nou mai bun, un an nou plin de realizări, toate cele bune și la mulți ani tuturor!